Zilele trecute, în statul Arkansas din Statele Unite ale Americii, zeci de oameni s-au bucurat atunci când a fost dezvelită statuia lui Satan Bahomet, pentru că de-a lungul anilor statul american a aprobat fel de fel de legi care sunt în contradicție cu creștinismul, cu credința în Dumnezeu. Cultul satanic începe ușor ușor să își ceară drepturile. Unul din drepturi fiind acela de a-și expune statuile satanei în anumite locuri. Dacă până nu demult această statuie era una în care îl înfățișa doar pe Bahomet, ce interesant este faptul că în dreapta și în stânga satanei apar copii care îl admiră pe diavol. Și dacă ne aducem aminte de cuvintele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei, ne dăm seama că în afara faptului că Satana îl imită pe Dumnezeu, ne mai dăm seama și de un alt lucru, că probabil primul punct al planului lui Antichrist este reeducarea omenirii, o reeducare fără Hristos și fără Dumnezeu. Și cum poate face asta? Prin copii, care normal sunt viitorul omenirii. Dacă ne uităm în jurul nostru, vom observa că ușor, ușor planul a fost pus în aplicare chiar și în țara noastră. Haideți să vă dau un mic exemplu. Astăzi, având telecomanda în mână și mutând de pe un canal pe altul, am ajuns la un canal TV în care rula un desen animat care se numea Vampirina. Am dat mai departe și am găsit un alt post TV pe care se difuza un alt desen animat numit Draculaș. Copii, ea este Vampirina. Un nou serial Draculaș, vampirul iepuraș. Draculaș fiind bun și prietenos. Exemplele sunt foarte multe, dar prin acest foarte mic exemplu, copiii învață că de fapt Satana e băiat bun, e foarte prietenos și chiar te poate ajuta la nevoie. Revenind la această statuie a Satanei Bahomet, o să vedeți că în viitorul apropiat vor împânzi întreaga lume. Sper doar că în țara noastră să nu apară niciodată. Doar sper. Doamne ajută la toată lumea!